Pandurii Târgu Jiu va întâlni mâine de la ora 21 pe Steaua București, în capitală. Meciul se va juca în cadrul etapei a 4-a Ligii I. Steaua este obligată să joace din nou fără spectatori din cauza incidentelor produse de fanii în trecut. Antrenorul gorjenilor, Petre Grigoraș, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că și-ar dori ca meciul să se joace cu public. Foarte urât, foarte urât. Nu este prima oară, dar este urât să joci fără spectatori și chiar îmi pare rău dacă am putea să facem noi un demers, cred că am fi cei care am fi de acord să, într-adevăr, să joace cu spectatori, pentru că e foarte important ca în tribună să ai care să te privească și să sperăm că să aibă și ce să privească. Pandurii nu are decât 2 puncte în clasament după primele 3 etape, iar tehnicianul își asumă întreaga responsabilitate pentru acest început slab de campionat. Dacă ceva a fost greșit la echipă și rezultatele sunt care sunt, cea mai mare vină are antrenorul principal cu staful tehnic. Jucătorii, deci nu vă spun de complezență sau să mă dau bine pe lângă ei, ei mă cunosc foarte bine, pot să-i și laud sau pot să le dau și în cap, nu au nicio vină, au dorință, ceva cred că care n-a mers, cred că e greșeala mea în principal. Și mi-asum această responsabilitate. La meciul cu Steaua de mâine la București ar putea debuta olandezul Nicandro Brivold, care până în urmă cu câteva zile se afla în lotul Pandurilor.